ce a depistat Rare Bogdan în protocoalele de secretizate ale SRI, nu e vorba de altceva. Rare Bogdan a comentat, vineri seara, la Realitatea TV, de secretizarea protocoalelor dintre SRI DNA. Din prima lectură a documentului, precum și din reacțiile liderilor social-democrați, se poate spune că lucrurile au fost mult exagerate de propaganda PSD, consideră Rare Bogdan. Nu mi se pare nimic grav. Dacă erau protocoale semnate cu triada chinezească, cu Camorra sicilian, da, era un problem. Propaganda PSD ne-a tot spus ce în aceste protocoale se ascunde capitularea procurorilor NANFA a ofierilor SRI. Nu e vorba de altceva, a declarat Rare Bogdan. Realizatorul emisiunii Jocuri de Putere consider că modul în care sunt atacate instituțiile fundamentale ale statului român pune în pericol securitatea națională într-un context geopolitic extrem de complicat. Am înțeles ce sunt mai multe protocoale, se le fac pe toate cunoscute. Într-o lume globală, cu o situație geopolitică înfiorătoare, am văzut chiar astăzi cum MEA a recunoscut că teritoriul României este infestat de spionajul rusesc, tu fragilizezi stâlpii de susținere, îmi dai la temelie în structurile de putere ale securității naționale. Devii victim sigur. Victimarilor din jur care vor să destabilizeze România, a explicat Rare Bogdan. Este extrem de grav faptul că liderii alianiei de guvernare PSD ALDE vor să schimbe legile serviciilor ce înjur cu fiecare prilej partenerii occidentali ai României, arată jurnalistul Realitatea TV. Omul de televiziune a arătat cum petarda cu protocoalele se puncte.dna se înscrie într-o serie de deturnări ale ateniei operate de propaganda PSD. Îmi amintești care era prima tire cu care a venit Dragnea după alegeri, cu gaura de 7 miliarde lezat de guvernul Ciolo? A fost o prostie. Ai mutat în ea opiniei publice 3 săptămâni, iar apoi a fost demontat chiar de oamenii din PSD, de Viorel Tefan, ministrul de finanțe de atunci. Au umat povestea cu om 13, i-au strigat ce guvernul nu poate lucra din cauza micerii rezist. Alte subiecte inventate rând pe rând, binomul, statul paralel sau CST-reinii, americanii sunt de vin. Consultanii PSD se inspiră din modele care au dat succes în alteri, a mai spus jurnalistul Realitatea TV. Realizatorul TV a vorbit despre personajele din PSD, despre care a spus ce nu se pot împlici în bune subliniere irele. Motivul? Rare subliniere Bogdan consider că Partidul Social-Democrat este o clic. România este condus de unul an sublinierei 3 luni de Liviu Dragnea, care are puteri absolute sublinierei care încalcă în picioare toate promisiunile electorale promise românilor. Românii nu mai au încredere ce în cara asta va mai reser soarele sublinierei pleac. Când l-am avut în fac pe Dragnea regret ce nu i-am difuzat în fac imaginile cu Casa aia mare. Eu pot să am orice pentru ce sunt privat.
dejun, care ai lucrat doar la statul român. Cum? Niciun județ nu e mai sărac ca Teleormanul, iar oamenii n-au nicio vină. Românii încearcă să voteze ceea ce primesc. Cât timp sunt legați de ajutoarele sociale, cât timp modelul baronului funcționează, nu-i acuz pe acei oameni. Eu nu cred că există o parte bună, sublinierei o parte rea în PSD. Eu cred că PSD este o clic, o ga subliniere ce de indivizia caci de borcalene de miere ale statului sau personaje care vor să scape de dosarele penale. Repro sublinierei SRI-ului un lucru, este inadmisibil într-un stat normal să încasezi picioare în gur de unu an sublinierei 6 luni. SSLB subliniere tica structură în ce înseamnă securitatea națională, tuse, ci la subliniere instituția se primească picioare în gur zi de zi. Toci ne-a venit și scuip spre SRI sau DNA. Când unul vorbe subliniere te sublinierei nu e adevărat, intervin sublinierei ci aperi instituția, a mai spus Rare Bogdan.